Suntem pe data de 5 mai și când ziceam eu că n-am regine negre bune, alea, iată o regine neagră de calitate și de elită. Aceasta va fi regina neagră de elită, se pare că nu prea eram eu mulțumit de ce am văzut acolo în filmul anterior, dar totuși a apărut o regină neagră de elită. Aceasta va fi am făcut fum sănătos de data asta. În ce constă o regină neagră de elită în supină la mine, adică după cum am tot selectat-o eu, hai să vedem cum arată o regină neagră de elită. Apă nu le-am mai pus, nu le mai pun apă. Așa, ia să vedem ce a făcut. Ce a făcut această regină neagră de elită. Eu când văd stupul așa, prima dată mă uit să văd, mă, ce-i cu el. Merită, nu merită? Să vedem dacă merită înmulțit sau nu. Avem nectar, dacă avem nectar. N-avem. Este nectar. Bun. Dacă și-a adus mâncare, e în regulă. Această ramă va trece după grila ursul, aici va rămâne. Merg mai departe, aceasta e ramă cu mâncare, cu miere, dar mă interesa a doua ramă. E miere pe ea, miere, e mâncarea stupului. Dar acea ramă nu prea mă interesează. Acolo, dacă acea ramă nu are mâncare, e o problemă gravă. Așa, și să trec la următoarea ramă, care are și larvar, dar și miere. Deci are miere. Aici sunt ouă. Bun. Gata, aici vine foaie între astea două. Va veni o foaie. Și dacă nu intră în frigul roitului până termin eu următoarea serie de boci, o să iau niște larve de la această colonie. Dar arată bine și puietul. Avem larvar. Totul arată bine. Arată super. Să mai mă uit un pic și la o ramă cu puiet căpăcit. Mă interesează foarte mult sănătatea puietului. Ăsta... Poate o să mă ducă un pic spre cealaltă zonă, adică să fiu prea precaut și să nu le dau spațiu necesar. El blochează. S-ar putea să intre în friguri așa mărunt, cum îl vedeți. Încă n-am văzut puietul care vroiam eu să-l văd. Văd blocaj. Nu-mi plac blocajele astea. Am ajuns și la puiet.
cuietul arată bine, dar e blocaj. E blocaj și ăsta va intra în frigul înroitului. Ăsta nu o să mă aștepte pe mine 2 săptămâni. Și nici intenția mea nu este de a-i acorda acest timp. Nu voi înmulți aceste regine, din păcate. N-am ce să înmulțesc. O posibilă regină de neagră, atâta tot. Deci nu e nici o elită, nimic. E doar o regină care va intra în friguri în curând. Trec direct la a treia ramă. Dacă ar fi să mulcesc aceste regine, mi-aș cam tăia craca de sub picioare, zic eu. Intră foarte, foarte ușor în friguri. Aici a primit o foaie data trecută. Aceste cupule care le vedeți aici pot fi recoltate, dar e un chin, mai bine le fabrici. Bun, știu ce am de făcut. În câteva zile, când am bocilii respective, ăsta va fi, voi forma un roi din el, un roi artificial. N-are rost să mă chinui eu cu el, că să fac eu regine din ăsta. Și anul viitor, când au ajuns în 10 rame, să intre în friguri roitului, nu. Bine. Ramă cu umieră. Trecem după diafragmă, acum se va transforma în cap. Indiferent de cât spațiu i-aș da eu acestei colonii acum, ea are un drum bătut, direct spre roire. Mă duc să-i aduc foițe. Să-i amân un pic roirea. Cam atât. O să-i bag foițele și nu merge deocamdată în mulții. Bine, e și perioada asta bună pentru ele, că se pot mulți ușor. Dacă au și un pic tendință spre roire, imediat intră în friguri. Cam atât. Până data viitoare, numai bine!